Vă salut, abonați și urmăritorii canalului meu de YouTube. Am făcut ieri un clip cu anumite teste și unii dintre voi mi-a spus că sunt prea lungi. Și hai să văd și cum să mi-a cerut să vă arăt să-i arăt din nou testul pentru monitor. Adică, bă, îți cumperi un monitor pentru PC și vrei să-l testezi dacă are pixel morți, dacă este centrat, dacă este descentrat, dacă liniile verticale, orizontale sunt ok, culorile și așa mai departe, da? Bun. Deci trebuie să instaleze AIDA 64 extrem obligatoriu. Trebuie să-l faci rost și să-l instalezi, că altcumva nu poți. Deci cu acest program AIDA 64 Extreme, da? Cu acesta îl testez. Vii aici la instrumente sus, vedeți, e și în limba română. Așa, și aici diagnoză monitor. Clic pe acesta și aici Auto Run Select Test, da? Aici vă arată tot. LCD Calibration, Brightness, Contrast, Scope, Gamma, Convergence, Screen Size, Stability Test, culorile, Sharpness, Dots, punctele, Vertical Lines și Horizontal Lines, liniile verticale, orizontale și cam tot, pixelii, culorile și v-am spus dacă este calibrat bine, da? Ai instalat, dai click pe acest Run Select Test și începe testul, da? Te uiți colțuri să fie bine centrat, da, vedeți cum e 1080 pixeli. O să vă arate exact rezoluția monitorului vostru, că poate o să vă mintă careva că vă vinde nu știu ce, nu știu, un Ultra HD și el e poate doar Full HD sau doar HD Ready, cine știe. De aceea, cu acest test, puteți diagnostica sau da, diagnostica monitorul vostru, culori, vedeți tot. După cum vedeți, la mine cam totul este în regulă, nu văd nici eu să aibă vreo problemă. Nu am pixel morți, dacă aveam pixel morți, se vedea. Adică nu se vedea nimic într-un punctuleț sau altul, că poți să ai mai mulți pixel morți. Ce înseamnă pixel morți? Când ai undeva un punct, ceva și acolo nu ți-l dă imaginea. Vedeți, pe aceste culori, albastru, verde, roșu, se poate vedea perfect. Dacă aveam pixel morți, automat vedeai cu ochii liberi dacă era undeva o problemă. După cum vedeți, la mine nu există niciun punct mort, adică unde să nu-mi dea imagine, să nu-mi redea imagine. Și nu am problema asta. Ceea ce este bine pentru monitorul meu, pentru că unde sunt pixel morți, nu ți se redă imagine în acele puncte și devine deranjant. La un moment dat, ai că una, două, nu știu pe unde și hai că te obișnuiești cu ele, dar când ai deja mai mulți pixel morți, atunci e deranjant. Am văzut și asemenea monitoare. Deci așa se face testul, da? Culorile, dacă poți citi mesajul, să fie curat, scrisul.
Vedeți, negru, alb, aici rezoluția, vedeți la mine. Deci să se vadă culorile frumos, da? Bun, ăsta acum reia din nou. Eu îl scot, așa se face, da? Test, ia să văd, run, select test. LCD calibration, iată, dacă vrei să... Ce? F1, ideal, test screen for automatic calibration on LCD panel with analog connector cable. Press F1 key to display this image. Acesta dai, spune, apeși pe tasta space și ți se schimbă testele, da? Prima a fost un random, adică merge el direct, dar acesta, al doilea test, îl faci tu, da? Vedeți aici, mi arată rezoluția, culorile red, green, blue, grey, da? Apeși pe tasta space și trece la alta, da? Gamma test. Iarăși apăs pe alta, aici convergence test. Trec mai departe, iată aici mi arată pixelii, deci așa 1850 sau cât e? 1850 sau 1860 în paranteză 1920, ia uite, aici ai, nu 1000, m-am uitat aici, deci 1920 dintr-un capăt în celălalt și așa 1080, deci asta înseamnă Full HD. Deci așa 1920 și așa 1080, da? Ăsta înseamnă Full HD. Apăs tasta space și aici iarăși alt test. Mă duc mai departe. White panel, black background, da? Să fie la colțuri. Tot felul de teste. Vedeți liniile, image sharpness. Da, liniile orizontale și verticale să fie regulă. Trec mai departe, dots, puncte, dots, cred că sunt alea punctulețele, da, pixelii posibil, da, merge mai departe, vertical lines, horizontal lines, da, să fie totul perfect. Și așa îți faci tu red, grid, black, background și tot așa, culorile așa, blue, magenta, yellow, black, green, white, background și așa mai departe, da? Eu acum tot apăs tasta space și aici vedeți să se vadă frumos culoarea roșie, verdele, da, să fie curat, să nu aibă, nu știu, să fie întunecat în vreo parte sau ceva și iarăși pe aceste culori poți să vezi și pixelii morți, blue, albastru, da, și aici dacă aveți undeva pixel morți o să vă arate punctuleți unde nu vă arată nicio imagine, să vedeți ceva alb posibil și așa. Puteți testa, puteți testa și ăsta, televizorul vostru. Îl conectați, instalați frumos și puteți testa ecranul televizorului cu acest soft, da? Să fie centrat, să fie, iată, culorile, să vă redea, iată, toate culorile. Așa, HLC panel. Deci Hue Saturation, ce-o scris? Hue Saturation Lightness Palette. Asta înseamnă HSL. 180 rotat HSL Palette și tot feluri. White text on black background, adică scris alb pe negru. Dacă îl poți citi, invers negru pe alb și toate... testele astea. Da, te uiți să fie ok, da? Și s-a terminat. Deci ăsta este un test autoran și acesta este test manual. Trebuie să apeși tu pe tasta space.
E mai fain cu tasta space, că poți verifica mai în detaliu, da? Bun. Cam astea sunt. Ăsta e testul. Sper să vă folosească. Și v-am spus, monitor, televizor, puteți testa. Pixel morți, mai știu eu ce, alte erori. Bun. Cam atât. Intrați pe canalul meu de YouTube, subscribe, da? Cei care aveți nevoie de service, Regin, împrejurim, una alta, mă sunați, mă găsiți, îmi găsiți numărul de telefon aici pe net, frumos, da? Și mă sunați, Regin, împrejurim, Regin, împrejurim, care aveți nevoie de service, Windows, soft, hardware, software, tot ce vreți voi, tot ce pot eu în afară de electronică, vă pot rezolva, bine? Bun, vă salut!